Săptămâna trecută, Consiliul Superior al Magistraturii l-a audiat pe singurul candidat la șefia DIICOT, procurorul Daniel Horodnicianu. Acesta a primit avizul favorabil de la CSM, următorul pas fiind numirea în funcție pe care o face președintele României. Dar știți pe președintele nostru, nu se aruncă așa cu una, cu două. Omul e temeinic, pas cu pas, numire cu numire, procuror cu procuror, pom cu pom, ăsta. Așa că domnul Iohannis a cerut de la CSM mai multe informații. Vedeți, așa se face. Nu că stai așa, că-i prieten cu nu știu cine, că a mers la Paris cu Elena, că te-a rugat frumos Dorin să pui un șef la parchet. Nu! Lucrurile trebuie să fie bine făcute, cercetate temeinic și studiate serios. În definitiv, e vorba despre o instituție importantă. Șeful ei trebuie să fie îndelung verificat ca să nu mai avem surprize. Dacă ăștia din CSM au fost prea îngăduitori, dacă au ratat vreo vulnerabilitate de-a domnului Horodnicianu. Vulnerabilitățile dumneavoastră. Vulnerabilitățile, v-au întrebat și procurorii, domnule. V-am spus, nu fac suficient sport. Aoleu, nu e bine, nu e bine deloc. Asta cu sportul este o vulnerabilitate serioasă, mai ales în ochii unui președinte care joacă tenis, merge cu bicicleta și șcară singur paltonul. Nu mai spun că a pus gresie în 6 case. Domnule Horodnicianu, nu știu ce să vă spun, dar o să fie greu, domnule. Până ajung stenogramele alea la domnul președinte, n-ar fi rău să vă faceți niște poze la sală, alergând prin oraș, mergând cu bicicleta pe munte, jucând o miuță cu alți colegi procurori în pauza de prânz. Doi, dacă nu puteți și nu puteți din vari motive, atunci pozați-vă când citiți un ziar de sport. Să vadă domnul președinte că măcar stăpâniți partea teoretică. Să faceți de un 5 acolo, na, e sport.